Salutare, un bun! Numele meu este Mihai și intenția mea este să ajut cât mai multe suflete să aibă parte de conștientizări și să trăiască o viață autentic. În videoclipul de astăzi ți-am pregătit o tehnică de respirație care o să-ți activeze glanda pineală și care o să producă hormoni care sunt responsabili cu starea ta de bine. Printre care, unul dintre, dintre hormoni, dar o să povestim în, în dată, este DMT-ul. Este, este un, un compus cât se poate de benefic care este responsabil de stările de elevare ale, ale, ale conștiinței. Și probabil te întrebi de ce vorbesc despre tehnici de respirație. Păi are foarte mult sens pentru că dacă acest canal de YouTube și acest proiect are la bază sau vorbește foarte mult despre meditație, am descoperit că și tehnicile de respirație ajută foarte mult acest proces. Și practica de meditație poate să devină mai profundă în momentul în care incorporăm și uh, exercițiile de respirație. Hai să, uh, să discutăm mai multe despre ce anume o să facă următoarea tehnică. Pentru că probabil te întrebi la ce este de folos. Păi, în cazul în care știi că ai o întâlnire, în care poate urmează să faci ceva care îți provoacă mai multe emoții, e bine, poți să faci această tehnică de respirație 10 minute, și vei observa că produci uh, o stare mult mai pozitivă și că ai mai multă încredere în tine. Să spunem că poate urmează să te prezinți la un interviu și că ai nevoie de uh, mai multă încredere în propria persoană. Ei bine, această respirație, această tehnică, o să-ți aducă exact starea uh, potrivită pentru a putea face din acel interviu. Un, un interviu de succes. Sau poate, de ce nu, te duci la o întâlnire cu o fată sau poate cu un bărbat și uh, ai emoții. <laughs> la fel de bine poate să funcționeze această, această tehnică și să te facă să devii mai, uh, mai conștient. Sau, așa cum m-a ajutat pe mine, uh, în momentul în care vroiam să meditez, am observat că mintea era destul de agitată înainte de a intra în meditație, și dacă făceam acest exercițiu înainte. Observăm că meditația devine mult mai facilă și că mă pot bucura mult, mult mai bine de, de, această, de această practică. Dar, probabil te întrebi unde anume am descoperit această tehnică și de ce este important să lucrăm cu respirația noastră conștientă pentru a activa glanda pineală. Ei bine, nu o să intru foarte mult în detalii, dar te invit să citești cartea Supranatural, scrisă de doctorul Joe Dispensa, pentru că el acolo are un capitol întreg în care vorbește despre aceste subiecte, în special despre glanda pineală, care se află în centrul creierului, este de dimensiunea unei alune și are foarte multe funcții, printre care producerea de hormoni în corp. Și dacă suntem atenți, acest DMT care este secretat în cantități mai mari în momentul în care noi ne naștem și în momentul în care trecem prin anumite ceremonii, fie că poate consumăm anumite substanțe, cum ar fi, nu știu, ayahuasca, de exemplu, sau poate facem anumite exerciții prin care ne mutăm atenția în centrul capului. Și asta o să facă și exercițiul pe care urmează să ți-l prezint. Voi fi prezent alături de tine, ți-l voi exemplifica și o să mă asigur că este un parcurs cât se poate de ușor de înțeles. Mai mult decât atât, este posibil la un moment dat să simți o ușoară amețeală, ceea ce este perfect normal pentru că o să aduci o cantitate mai multă de oxigen în creier și de aici uh, probabil o să te simți uh, puțin, uh, puțin diferit. Dar vreau să știi că este perfect normal, ai încredere în proces și pur și simplu bucură-te de această experiență. Probabil uh, această tehnică poartă mai multe denumiri, uh, respectiv metoda Wim Hof sau uh, mai poartă denumirea de pranayama, de respirația de foc. Uh, toate aceste lucruri nu sunt altceva decât etichete. Uh, eu sunt aici prezent să îți arăt lucruri care m-au ajutat pe mine, așa că aș vrea te rog să nu ne pierdem în detalii sau în denumiri și pur și simplu să ne bucurăm de această practică și de acest exercițiu. Așadar. Pentru început, o să vreau să stai într o poziție comodă, cu spatele drept și imediat înainte de a continua acest exercițiu, este normal. Asigură-te că nu conduci vreo mașinărie, că nu ești la volan și că te afli într un spațiu sigur. În timp ce faci următorul, următorul exercițiu, și totodată, în cazul în care știi că ai anumite afecțiuni, cum ar fi uh, provocări legate de epilepsie sau anumite atacuri care țin cu partea aceasta medicală, aș vrea te rog înainte de a face exercițiul să întrebi un specialist, să vorbești cu un doctor, cu un medic și să vezi dacă este potrivit pentru tine. Și desigur, dacă simți că este potrivit, să-mi lași un like și un comentariu cu impresiile pe care le ai după ce termin acest, acest, această practică. Așadar, ești pregătit? Spatele drept, umerii îi, îi avem într-o poziție comodă, dar totuși sunt trași în spate, în așa fel încât să avem coloana dreaptă, perpendiculară pe scaun sau pe sol. Poți să stai pe un scaun, așa cum stau eu acum, sau dacă este confortabil pentru tine, în poziția de meditație. Și uh, palmele le vei lăsa peste coapse, uh, poți să stai orientate în sus, deschise complet. Și ce o să faci este că vei inspira profund de 30 de ori. Vei face 3 respirații adânci, în care vei inspira maxim, vei activa uh, plămânii și vei încerca să conduci aerul în zona uh, plexului solar, abdomenul superior și în felul acesta inspiri și când expiri, expiri și te relaxezi, dar nu forcezi să dai tot aerul afară. Te forțezi sau există poate o contracție mai mare în momentul în care inspiri pentru că vrei să umpli plămânii, dar după aia expirul îl faci normal și revii în, într-o poziție confortabilă și vom face asta timp de 30 de ori. După care, după ce ai făcut de 30 de ori, vei avea și un cronometru care o să apară pe, pe ecran vom expira complet, dăm tot aerul afară și rămânem cu, fără să mai inspirăm, fără să mai expirăm, rămânem nemișcați timp de un minut, ar fi de preferat. Și în felul acesta vreau să știi de la început, pentru că tu făcând aceste 30 de respirații profunde, ai oxigen suficient în corp și poți să -ți ții respirația timp de un minut, îți promit. Dar dacă simți la un moment dat că vrei să inspiri, te rog să revii și să faci ce este confortabil pentru tine. După care, după ce am făcut această perioadă de un minut în care nu inspirăm, nu expirăm, vei inspira adânc o dată, complet și ții timp de 10 secunde și ești cu atenția în centrul capului și poți eventual să și încordezi partea inferioară a corpului cu abdomenul și să conduci această energie în centrul capului și să ții 10 secunde. Vei ține, ține 10 secunde și după aia revii la normal. Și asta este o repetiție, o, un, un exercițiu. Dacă simți că este potrivit, poți să revii și să faci acest lucru de două sau poate chiar de trei ori dar pentru început este suficient și dacă faci o dată. Și pur și simplu să fii atent la senzațiile care apar în corp. Bun, începem. Așadar, spatele drept, închidem ochii și în tot acest timp atenția este în spațiul dintre, dintre sprâncene. Și inspira adânc, expira complet. Inspirăm adânc, expirăm complet, menținem. Excelent. Felicitări, ai făcut o primă rundă de exerciții de respirații profunde, recunoscute drept Wim Hof sau respirația de foc. Observă cum te simți. Este posibil să ai această stare ușoară de amețeală, poate se simt furnicături în corp, este perfect normal ai adus mai mult oxigen în corp și poți să conștientizezi mai multă energie pe care o ai în acest moment. Dacă simți că este potrivit, poți să reiei acest exercițiu și să-l mai faci de încă, încă o dată sau poate chiar de două ori și să ai trei repetări, dar pentru început menționez că este suficient și dacă îl faci odată. Și fii atent cum s-a schimbat starea ta în acest moment, pentru că din punct de vedere mental, emoțional și fizic, au avut loc anumite schimbări pe, pe, interior. Ai produs mai mulți hormoni de care sunt responsabili cu starea ta de bine, inclusiv DMT-ul de care spuneam anterior. Și acum, dacă vrei, de exemplu, să te bucuri de o meditație și mai profundă, poți pur și simplu să continui cu o meditație. Excelent! Lasă-mi, te rog frumos, un comentariu, spunem dacă ți este de folos sau dacă cunoșteai această tehnică. Sau dacă vrei să faci din, acest, din această practică un obicei și să o integrezi în rutina ta zilnică. Invitația mea este să faci respirația în prima parte a zilei și să eviți să o faci după ora 18 pentru că aduce foarte mult oxigen și poate să producă anumite dereglaje la nivelul somnului dacă o faci prea târziu. Dar în cazul în care o faci în prima parte din zi, în special dimineața, o să te bucuri de o stare de energie mult, mult mai mare. Bun. Te îmbrățișez. Mă bucur din tot sufletul că ai fost prezent. Te invit în cazul în care vrei să descoperi mai multe informații despre meditație, să accesezi linkul din descrierea acestui videoclip sau din zona de comentarii și să îți lași datele de contact pentru a trimite manualul de meditație vibrații înalte. Este un material PDF în format electronic care are 77 de pagini și care te învață tot ce trebuie să știi despre bazele meditației. Nădăjdez că o să-ți fie de folos și m-aș bucura tare mult să te bucuri de, de, acest, de această informație Până data viitoare, te iubesc și îți doresc tot binele din lume La revedere!